Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din Cartea 1 Corintenilor, capitolul 14, pagina în Biblie 1123. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Observ că lucrurile se precipită într-un fel și în seara asta avem mai multe lucrări de făcut și în Ieremia 48:10 nu ne dă voie să facem lucrările cu nebăgare de seamă. Acolo e folosit un alt cuvânt și nu rostesc de aici. Pentru că am rămas dator cu ceva de aseară și v-am făcut o promisiune, trebuie să mă țin de ea, să continui a predica despre darul vorbirii în limbi și ceea ce v-am promis ceva, voi scurta despre darul prorociei. Apoi în partea a doua, pentru că de la dumneavoastră a venit dorința aceasta, de la mai mult, și este dorință ca să facem rugăciuni și ungeri cu un de lemn pentru cei bolnavi, ca și rugăciuni cu punerea mâinilor pentru alte persoane, timpul știm că zorește și ne grăbim. Acum noi aseară am predicat despre vorbirea în limbi. Și v-am dat chiar o temă de acasă spunând să practicăm ceea ce am învățat. Cu o seară mai înainte am vorbit de mijloacele de amăgire și am spus că există o amăgire proprie când te înșel tu singur. Ca și în Ieremia 42, citeam acolo, ca și în Iacov 1:22, când spune fiți ascultători ai cuvântului, împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Și acum eu chiar aș fi curios, dumneavoastră v-ați rugat astăzi? Ați practicat vorbirea în limbi de care vorbeam noi o seară? Și mulțumesc Domnului că cel puțin o mărturie am primit deja, când o persoană mi-a spus, frate, aseară am venit așa ca o frică peste mine, m-am trezit, m-am rugat în alte limbi, o dispărut frică și am dormit liniștit până dimineața. Slavă Domnului! Spuneam eu aseară că atunci când vorbim despre vorbirea în limbi, odată este semnul botezului cu Duhul Sfânt, de asta ne-a dat-o Dumnezeu, ca să fie dovadă inițială, clară a botezului cu Duhul Sfânt. Spuneam noi că vorbirea în limbi intensifică viața noastră de rugăciune, relația noastră cu Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu se cuplează cu Duhul nostru și ne rugăm, ocolind rațiunea umană, noi cu Duhul spunem taine. Și am rămas dator să vorbesc de cel de-al treilea aspect, vorbirea în limbi ca dar public, ca dar de slujire. Pentru că este și aceasta. Unii veți spune, bineînțeles, din Corinteni, capitolul 12, spunea cuvântul Domnului așa. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Răspunsul pertinent este, nu toți. Așa ai pus întrebarea ca răspunsul să fie nu toți. Iar unii din voi veți spune, dar uite ce scrie aici, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi. Și el spune, frate, eu sunt un pocăit plin de Duhul Sfânt care nu vorbesc în alte limbi, sunt unul din aceștia. Când Pavel pune aceste întrebări în 1 Corinteni capitolul 12, versetele de la final,
Aici el înșiruie o serie de daruri ale Duhului Sfânt. Și lucrurile astea de care le amintește el aici, aici este o listă cu daruri. Eu spuneam că odată vorbirea în limbi este semnul botezului și pe acela trebuie să-l aibă toți botezații, iar darul vorbirii în alte limbi nu-l mai au toți, numai o parte, ca așa spune Pavel. De fapt, ce înseamnă darul acesta al vorbirii în alte limbi? Este un dar care funcționează public. Noi ne putem ruga foarte mult în alte limbi acasă în odăiță. Este o recomandare. Ne putem ruga în alte limbi la rugăciunea în comun. Când se roagă toată adunarea în alte limbi, sau când unii se roagă în limba română, eu pot să mă rog în alte limbi atâta vreme cât nu deranjez pe altul. Dar când rugăciunea încetează și cineva continuă să vorbească în altă limbă, din momentul acela, automat trebuie să apare și tâlmăcire. Dacă nu este tâlmăcire, cel care vorbește în altă limbă se tacă. Să-și vorbească lui și lui Dumnezeu. Asta e rânduiala pusă de apostolul Pavel în Corint. În Corint era mare dezordine cu darurile. Ei aveau toate darurile, spune 1:7-8, astfel că nu duce lipsă de niciun dar. Era dezordine și la cină. Pavel nu oprește nici cina, nu oprește nici darurile, dar pune rânduială în funcționarea, în exercitarea lor. Deci iată că noi vorbim în limbi acasă, vorbim în limbi la adunare când e o rugăciune publică, dar în momentul când rugăciunea încetează, trebuie să încetez și eu. Dacă eu continui să vorbesc în altă limbă, automat, repet, cineva trebuie să tâlmăcească. Dacă n-are cine tâlmăci, atunci tăcem din gură. De ce Dumnezeu a ales calea aceasta? Că uitați-vă dumneavoastră, este prorocia un dar valoros, dar este vorbirea în limbi cu tâlmăcire care este egal cu prorocia. Pavel spune că cine prorocește e mai mare ca ăla care vorbește, afară dacă are darul. În momentul când are darul tâlmăcirilor, darurile astea sunt egale pentru că amândouă zidesc în mod egal biserica lui Dumnezeu. De ce a ales Dumnezeu? Care e diferența între prorocie și vorbirea în limbi și tâlmăcire? Prorocia de regulă este de la Dumnezeu spre oameni, iar vorbirea în limbi, spuneam, e o acțiune de la oameni spre Dumnezeu. Dar dacă există tâlmăcire, Dumnezeu poate vorbi bisericii prin darul ăsta. Acum, să nu uităm că sunt. Ce înseamnă de fapt tâlmăcire? Sau interpretare? Nu este traducere. Când vorbim de vorbire, mai repet, discutăm, poftim, de vorbirea în limbi și tâlmăcire, vorbirea asta în limbi când funcționează ca dar, este o limbă cum ar fi o limbă omenească. O limbă clară, o limbă cursivă, o limbă bine articulată, o limbă cu propoziții, cu frază, cu opriri și porniri. Asta e darul vorbirii, nu trei cuvinte pe care cineva le tâlmăcește tot în alt fel. Vorbirea în limbi e ca și cum aș vorbi eu germana sau engleza sau italiana, cu diferența că poate fi o limbă omenească sau poate fi o limbă îngerească, spune Pavel, că sunt și limbi îngerești. De regulă trebuie să existe o potrivire între cel care vorbește în altă limbă și cel care tâlmăcește. Și cel care tâlmăcește trebuie să fie sigur și probat că are darul tâlmăcirii. Să nu fie o îndrăzneală omenească, ca cineva s-a întâmplat, a vorbit în altă limbă și cineva l-a tradus, ori primul avea și a spus, Doamne, dar tu nu mă tâlmăcești pe mine. Deci trebuie să fie o concordanță perfectă, până la urmă și în tonalitate. Există așa o nepotrivire, când vorbitorul în altă limbă e puternic, e strident, e plin de Duhul și pe celălalt abia îl auzi. Trebuie să fie
o potrivire în aceștia doi. Și repet, vorbirea în altă limbă este o vorbire cursivă cu alte cuvinte, cu alte fraze, iar cel care tâlmăcește s-o poate face. Veți întâlni dumneavoastră de multe ori câte o vorbire de două, trei cuvinte, aceleași cuvinte și o altă tâlmăcire, mereu o altă tâlmăcire. Eu mă îndoiesc că tâlmăcirea asta este de la Duhul Sfânt. Mai este încă o problemă. Tâlmăcirea nu înseamnă traducere. Asta înseamnă că nu corespunde cuvânt cu cuvânt. S-ar putea ca în altă limbă vorbitorul să aibă o expresie, iar cel care tâlmăcește să aibă mult mai multe cuvinte. Din ce cauză? Omul, împăratul Babilonului, vede un cap de mână care scrie pe perete, Menin, Menin, Tekelul Farsin. Știți întâmplarea, nu intrăm în amănunte, că ne zorim cu timpul. Cheamă pe toți, la urmă Daniel vine și spune, da, eu știu să citesc. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dacă Daniel spunea amin aici, împăratul nu pricepea nimic. Dar Daniel nu s-a oprit aici. El a tradus într-un fel ce scrie, dar de acum urmează interpretarea. Împărate, Dumnezeu te-a cântărit, te-a pus în cântarul lui și te-a găsit că ești ușor. Și pentru că ești ușor, ți-o număra zilele domniei tale. De cel care interpretează limba, s-ar putea să fie mai lung în vorbire decât primul, tocmai ca biserica să înțeleagă care e voia lui Dumnezeu. Că dacă ar spune traducere cuvânt pe cuvânt, poporul n-ar rămâne zidit. Asta îi permis și îi de la Domnul. Vorbind de acest dar al Duhului care se numește vorbirea în altă limbă, trebuie să vă mai spun un singur lucru și închei asta. Trebuie să ținem cont de câteva lucruri. În primul rând, darul ăsta are nevoie de o înflăcărare, de un zel, de o râvnă. Fiți plini de râvnă cu Duhul, Roman 12:11. El trebuie să fie o râvnă, o înflăcărare, o vorbă audibilă față de ascultători, îi prima condiție. Dar următoarea condiție îi considerație față de ceilalți. Adică eu când vorbesc în altă limbă, mă gândesc și la cel de lângă mine. Mă gândesc și la necredincioșe. Acolo e un verset greu de interpretat, că spune că vorbirea în limbă e un semn pentru necredincioși și mai înainte spune că vorbirea în limbă e pentru cei credincioși. Există cel puțin trei teorii în interpretarea aceasta. Ei bine, în momentul când eu vorbesc în altă limbă, trebuie să am înflăcărare, râvnă, zel, dar să mă gândesc și la cel de lângă mine. N-ați văzut dumneavoastră manifestări care deranjează? Și asta nu este bun. Asta nu e bun. Și Pavel vine și spune că dacă toți ar vorbi în altă limbă și vine un necredincios, știți ce ar spune despre voi? Știți ce ar spune, nu? Și eu nu vreau să spun de aici. Omul ăsta rămâne uimit, mă, ce-i cu oamenii ăștia? Dar în momentul când este o vorbire în altă limbă, dincolo de zel, de râvnă, de înflăcărare, îmi trebuie considerație pentru ceilalți. Să țin cont, pentru că unii spun drept, nu țin cont de cel de lângă el. Odată eu m-am dus, a venit un frate la mine și a spus, du-mă cu mașina până la Zamostea undeva, la rugăciune. Eu l-am dus, n-am știut că acolo e o grupare de dezidenți. Ei, dacă m-am dus la rugăciune, am intrat în casă. Când am intrat în casă, eu am început să roage. Eu eram singurul străin. Și pentru că eram singurul străin, am început să mă rog și eu. Era lângă mine unul, a început să roage. Doamne, dă-i păcatele pe față. Dar în urechea mea se uită la mine iară. Descoperă-l, Doamne, arată cine este. Nu m-am mai putut ruga. Eu am închis ochii, spuneam, amin, Doamne, ascultă-l, Doamne, dă-i păcatele pe față. Când a văzut el că eu la prob, el s-a oprit din rugăciune, se uita lung la mine. Dar eu nu mai puteam ruga. N-ați văzut persoane care stau lângă voi și nu vă mai lasă să vă rugați? Deci în momentul și când vorbim în alte limbe, tata adunarea, dacă ar vorbi în altă limbă, am și eu dreptul. O fac cu zel, o fac cu înflăcărare, dar cu considerație și respect pe cel de lângă mine.
Apoi spunea cuvântul Domnului, ultimul aici, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Cuvinciosul are de-a face cu estetica, are de-a face cu frumusețea. Când vorbești de ceva cuvincios, să fie îmbrăcate, surorile. Vreau dacă femeia să roage îmbrăcată în chip cuvincios. Adică cu bunul simț, are de-a face cu bunul simț, cu frumusețea asta, manifestarea asta a darului Duhului Sfânt, vorbire în limbi și tâlmăcire, trebuie să fie o frumusețe pentru adunare. Nu ceva care să ridice mari semne de întrebare, să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Adică să nu calce ordinea bisericii. N-ați văzut dumneavoastră și pe mine mă deranjează și predicatori care se silesc să atragă privirea asupra lor. Ce suntem noi oamenii? Toată slava o merită Hristos. Cântăreți care se năcăjesc să se uite adunarea la dânsă și n-ai la cine te uita. Dar în aceeași măsură și proroci, și vorbitori în limbi, și tâlmăcitori care efectiv fac un spectacol ieftin în adunările noastre. Am văzut oameni care se plimbă prin adunare, pun mâna, trec peste bănci, numai să te uiți la el. Aici Biblia spune să facă în chip cuvincios și cu rânduială. Așa pune Pavel rânduiala și nu avem voie noi să o călcăm. Amin? Amin. Frații mei, am rămas dator cu explicația aceasta. Când vorbim despre ce am citit mai înainte, vorbirea în limbi, rețineți, semn al botezului cu Duhul Sfânt, asta, de asta l-a dat Dumnezeu, intensifică. Odată eu ascultam o predică, cineva a vrut să cheme un predicator numai la Bosanci. Și eu am spus, măi, nu sunt de acord, dar m-am dus repede, am pus un tânăr de la noi, dă-mi o predică cu ăla. Și odată și când colo era despre vorbirea în limbi. Și am ajuns la concluzia că predicatorul ăla a citit o bucățică de Biblie. El spunea, darul vorbirii în limbi a fost dat la Ierusalim ca să vorbească și să înțeleagă cele 17 națiuni. Și acum ar funcționa darul Duhului Sfânt, vorbirea în limbi, dacă te duci într-un trib care nu cunoști limba și să vorbească Duhul Sfânt prin tine. Sau dacă spunea el, ai predica în piața din Londra și n-ai ști engleză, atunci e nevoie de vorbirea în limbi. Și eu spun săracu, o citindu-mă o bucățică de Biblie, că Biblia mai spune că cine vorbește în alte limbi se roagă, se zidește. Deci când vorbim de această lucrare, vorbirea în limbi, semn al botezului, intensifică rugăciunea noastră, ne fortifică în credință și poate fi ca dar de slujire publică în condițiile care le-am arătat. Aș vrea ușor și câteva cuvinte despre darul profeție. În lucrarea aceasta, nu numai de prorocie la modul general, ci de profeție, îs mai multe daruri lucrează împreună. Când Dumnezeu își descoperă voia prin anumite daruri. Și aici intră vise și vedenie. E tot profetic, e tot descoperire de la Domnul. Visul este o imagine mentală primită în somn, vedenia este o imagine mentală primită cu ochii deschiși, care poate fi statică sau în mișcare. Poți să ai o vedenie ca o fotografie, fără să miște, sau poate fi ca o acțiune. Darul cuvântului de cunoștință, darul cuvântului de înțelepciune, prorocia, vorbirea în limbi și tâlmăcirea, deosebirea Duhului, toate fac parte din paleta asta mare a darului profetic. Eu mi-aș dori să vorbesc, pentru că nu ne ajunge vremea, numai despre prorocie, care spuneam ca așa seară, ăsta e al nostru, fraților, vorbirea în limbi a noastră, apostolicilor, prorocia este a noastră. Deși unii vor spune așa, la ce nevoie de prorocie? Dacă, mă întreabă odată cineva, frate Dragoș, dacă eu împlinesc Scriptura asta toată, îți mântuit? Zic, da, mulțumesc, nu mai trebuie prorocie. În Scriptură întâlnim toate lucrurile necesare mântuirii? Și trebuie să spunem că da, că așa este. Și atunci îmi spune, păi dacă aici le am pe toate, la ce mai trebuie prorocie? Frații mei, ne trebuie. Pentru că
În Scriptura asta am întâlnit doctrina sfințirii, doctrina mântuirii, desenată în linii mari și autosuficientă pentru fiecare. La ce ne ajută prorocia? Prorocia ne ajută și ne descopere lucruri în privat, lucruri personale, care nu sunt scrise în Biblie. Domnul spune așa, eu mai am multe lucruri să vă spun, dar voi nu le puteți purta. Când va veni Duhul Sfânt, El vă va descoperi toate lucrurile. Prorocia nu completează Biblia. Prorocia nu contrazice Biblia sub nici o formă niciodată. Canonul Scripturic este încheiat, lucrarea de mântuire s-a săvârșit. Dar prorocia ne ajută în lucrurile noastre. Matei 22 cu 29 parcă spune, vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi vorba de puterea lui Dumnezeu din Scripturi, n-ar vorbi Domnul așa. Deci odată trebuie să cunoști Scripturile și odată trebuie să cunoști puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se manifestă și prin lucrarea profetică. Și nu deranjează doctrina sfințirii. Vă dau un exemplu. Agab prorocește că o să fie o mare foame din Iudeia, sau unde? Din Iudeia, la Ierusalim. Ei, oamenii au crezut prorocia, au început să facă strângeri de ajutoare. O deranjat asta cu ceva doctrina mântuirii? Mântuirea prin credință o stricat cu ceva la asta? Era o problemă de amănunt. Dar Duhul Sfânt ne-a spus, măi oameni buni, frații voștri din Ierusalim îndată suferă de foame. Și odată o prorocie, ei au început să strângă ajutoare, când au venit foamea, au trimis pachetele. Îi bună prorocia? Eu vă spun așa, trebuie să dau copilul la o școală sau să mă duc eu la școală. Și nu știu la ce școală să mă duc, că nu scrie în Biblie. E atunci, nu este greșit să-L întreb pe Domnul, că El știe mai exact viitorul. Trebuie să-mi fac o locație, nu știu, să-mi fac casă în Austria, să-mi fac casă la Suceava. Și de multe ori sunt în dilemă, oare ce să fac? Nu este greșit să-L întreb pe Domnul, care îți dă niște amănunte de activitatea de zi cu zi. Repet încă o dată, prorocia nu contrazice Scriptura, nici nu completează Scriptura, prorocia e benefică în activitatea noastră cotidiană. Dumnezeu ne vorbește de azi pe mâine pentru o lună, de aceea este bună prorocia. Ce este prorocia? Prorocia este o vorbire inspirată de la Dumnezeu. Și spuneam că ea parcurge două etape. Odată de la Dumnezeu până la om și odată de la om până la biserică sau la fratele, sora. Deci de la Dumnezeu până la om vine odată cuvântul profetic, iar omul este acel care decide să-i dea drumul și cineva să beneficieze. Încă un amănunt despre proroc. Nu vă năcăjiți tare când prorocia voastră nu-i luată în seamă. Nici măcar când poporul nu ține cont de ea. Gândiți-vă că lui Pavel, din cetate în cetate, îi se spunea că la Ierusalim îl așteaptă lanță. Și-a venit Agab și-a prorocit același lucru. Și frații rugau stăruitor să nu se suie la Ierusalim. Și el a spus, ce-mi frângeți inima? Eu sunt gata să și mor pentru Hristos. De ce i-a prorocit? O prorocie de care Pavel nu a ținut cont, dar prorocicia nu s-a supărat. Există multe supărare la unul că a fost o lucrare, frate, și n-ai băgat-o în seamă. Prorocul dator să o spună, iar eu decid dacă o primesc sau nu o primesc. Dar prorocul și-a făcut datoria. Îi spunea Dumnezeu lui Ezechiel, fie că te ascultă, fie că nu te ascultă, tu spune-le. Se întâmplă lucrul ăsta, fraților, că de multe ori prorocul, ca și predicatorul, ca și păstorul, are și el orgoliul lui. Și dacă nu-i ascultat o dată, de două ori să o prorociește. Dar prorocia nu-i de la mine, e treaba ta și cu Dumnezeu, eu sunt instrumentul. Acum, vorbind de prorocie în continuare, care este scopul prorociei? Le vom defini foarte pe scurt, fără să intrăm în amănunt. Că cine prorociește, spunea Pavel în versetul 3, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere.
Ăsta e scopul, de asta Domnul dă o prorocie în adunare, pentru zidire, sfătuire și mângâiere. Când vorbim de conținutul prorociei, mai intrăm un pic mai în amănunt. Și Biblia vine și spune așa. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi, 23 versetul, și ar intra și cei fără darul sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios, vreunul fără darul, el încredințat de toți, judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa va cădea cu fața la pământ și va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aici are de-a face cu conținutul prorociei. Sau trecem versetul ăsta la primele trei scopuri, zidire, sfătuire, mângâiere și adăugăm noi descoperire. Pentru că asta este unul din rolurile prorociei. Prin prorocie Domnul descoperă. Aminteam cu două seri în urmă din Plângeri, capitolul 2, versetul 14. Prorocii voștri v-au amăgit și nu v-au dat pe față fără de legea. Noi ne-am bucurat, dar urmează robia. Deci Duhul Sfânt poate să descopere. Ce descopere Duhul Sfânt? Odată descoperă trecutul. Și asta naște în beneficiar, naște convingerea. Când îi spui o taină care omul nu știa, el cade cu fața la pământ, spune, Dumnezeu nu m-a știut asta. Avem exemple de multe astfel de prorocii, de oameni, știți dumneavoastră, care au intrat cu piatra în adunare și o striga prorocul, scoate piatra din buzunar și el tremurând o scos piatra că s-a văzut dat de gol. Deci Duhul Sfânt poate descoperi trecutul. Asta naște convingerea că Dumnezeu e acolo. Și încă un gând legat de taina inimii. Fraților, noi toți suntem pocăiți. Fiecare, spuneam eu în prima seară, are o slăbiciune, are un zid care se sparge mai ușor și trebuie să vegheze. Și asta e îndemnul meu la fiecare. Fiecare, până la urmă, are un ascunziș al inimii care n-ar vrea să știe nici adunarea, nici comitetul, de multe ori nici nevastă, nici bărbatul. Ei bine, dar dacă noi care suntem așa, ni se întâmplă să avem ceva nu tocmai bun în inimă. Dar pe când vine un necredincios, el cât are în inima lui? Și Domnul vine și dă taina inimii pe față. Dar taina inimii odată poate fi un lucru rău, un păcat din viața ta și nu numai. Nu numai. Un frate, un bun prieten de-al meu, un om al lui Dumnezeu, cu un mare dar de la Dumnezeu, îmi povestește că e chemat într-o familie în care băiatul, unul din băieți, care lucra cu el pe șantier, îi spune la tata și la mama, mă lăsați în pace cu adunarea, nu mai vreau să știu de pocăință, de pocăiți, de adunare, voi cu calea voastră, eu cu calea mea. Părinții plâng, se roagă, intervin, nu poate să stea de vorbă cu băiatul. Și îl cheamă pe fratele ăsta în familie. Și fratele îmi povestea mie, stam de vorbă așa, băiatul era în cealaltă cameră. Și era o fetiță de 9 ani. Și el îi spune, du-te la frățiorul tău și spune că l-am rugat eu să vină până aici. Dar tasul spune, lasă că mă duc eu, frate, ce o trimis pe dânsa. Se duce tasul, gălăgii, vine tasul roșu ca focul, nu vrea să vei, băi, frate. Fratele mai stă de vorbă, îi mai povestește, îi spune la fetiță, du-te, te rog, la frățiorul tău și spune că l-am chemat eu să vină. Mamsa spune, lasă că mă duc eu. Și se duce masă și iar, gălăgie, vine mamsa plângând, nu vrea, frate, nu vrea să vie. Fratele rămâne calm, mai stă de vorbă, îi spune la fetiță, du-te la frățiorul tău, spune că l-am rugat să vie. Și se duce fetița și vine cu frate-sul din mână, în urma ei așa. Eu aici am învățat o lecție. Când ești trimis, ai putere, fetița trebuie să meargă. Nu tata și mama, că aveau o pornire împotriva părinților. Deci când te trimite Dumnezeu, te autorizează cu putere. Asta e o lecție. Ei, și acum vine acolo și el îi spune, mă, noi vrem să facem o rugăciune. Tu poți să rămâi în picioare? Dar noi știi, așa suntem noi, pocăiți, vrem să facem o rugăciune. Și îmi spunea fratele, m-am plecat pe genunchi, băiatul din bun simț, s-a plecat pe el pe genunchi și ies o prorocie. Ascultă, tânărule, știu cât de rău îți pare după mântuirea pe care tu zici că ai pierdut-o.
Întoarce-te că te primesc, vreau să mă folosesc de tine. Când s-a uitat la băiat, băiatul era trântit pe fața căsii și plângea cât ce putea el. Și îmi spune fratele acesta, trăiește, îi bărățan. A doua zi a venit pe șantier, dacă până acum avea tot felul de frezuri vopsite și aranjate, a venit așa de simplu, dacă până acum îi spunea, mai du și cumpăr o bucată de pâine, să schimba, să spăla, să pieptăna, până să treacă strada. Acum zice, de bani, dar nu te schimb. Dar ce are, mă duc așa. Băiatul a rămas în adunare, s-o căsători și este slujitor într-o biserică. Taina inimă, când s-o dă Domnul pe față, poate fi un păcat ascuns, dar poate fi și o năzuință ascunsă pe care noi îl judecăm pe un om așa. O văd pe o soră, pe un frate, pe un tată, pe o mamă, știu copiii nu-s buni, știu că băiatul este obraznic, dar numai Duhul Sfânt știe taina inimii. De ce e nevoie de lucrarea de prorocie? S-o dea Domnul și la noi, amin? Dragii mei, poate Duhul Sfânt descoperi, spuneam, trecutul. Asta înseamnă convingere. Mai este o întrebare. Frate, este normal ca după ce se întâmplă un eveniment, să am o prorocie, că s-a întâmplat asta și asta și asta, un eveniment știut și bine cunoscut? Eu am spus, măi, Domnul poate descoperi, dar poate și fi prorocul un pic influențat de evenimente. O mers trei frați de la filială într-o localitate ca să facă alegeri. Era o zi de alegeri, era ceva scandal în adunare și la timpul de rugăciune vă 5, 6, 7 prorocii. Eu, Domnul, azi voi lucra, eu așa, eu așa. Și întreabă unul din frați, măi, acum 3 duminici ați avut o lucrare de asta în adunare? Și a spus nu. Nu cumva prorocii și ei fiind oameni se lasă influențați? Sau a fost un cutremur? Și-a zguduit Dumnezeu pământul și în toate adunările, eu, Domnul, am găduit, eu voi mai zgădui dacă nu vă pocăiți. Acum, eu nu spun că nu pot fi descoperite evenimente recunoscute, dar când vorbește aici de descoperirea trecutului, Pavel vorbește de taina inimii, ceva ce nu s-a cunoscut. Odată eu sunt chemat de o fată de la baptiști, de la noi din sat, foarte bolnavă. Îmi spune frate Dragoș, la noi la baptiști nu se face ungerea cu un de lemn, eu te rog frumos, vino și fă ungerea cu un de lemn. Îl mai iau pe fratele Jean Axinti și Octav Axinti, tata și fiul, mă duc acolo. În timp ce stau de vorbă, mie îmi spune Duhul Sfânt clar că trebuie să-i vorbesc de botezul Duhului Sfânt, de vorbirea în limbi, cum se manifestă, dar eu sunt om cu minte. Mă gândesc, băi, eu sunt casă de baptiști, fata asta m-a chemat să-i fac ungerea care rinichi ca pâinele de ani de zile, așa, și eu îi spun de vorbirea în limbi. N-aș fi foarte înțelept, nu? Ce spune? Băi, te-am chemat voi pentecostale vorbirea în limbi. Și tac din gură. Citim un cuvânt, ne plecăm pe genunchi. Ne punem mâinile pe cap la fată. Fata îi zbucnește odată, începe a vorbi în alte limbi. Și vorbește în alte limbi și se bucură. Terminăm rugăciunea și spune fraților, nu știu dacă Domnul m-a vindecat sau nu, dar știu că Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și am o bucurie care nu mai contează vindecarea mea. Cobor scările și spun Octavian, băi, tu știi că am avut de la Domnul să-i spun de asta? Și Octav îmi spune un proverb românesc, după război, mulți viteși arată. De acum auzi că tai din gură, trebuia să-i spui mai înainte, ne ajutai și pe noi. Deci Duhul Sfânt descoperă trecutul, recomandat acel trecut tainic care nu-l știe nimeni și nu acele evenimente, cum cineva a avut un eveniment, un accident de mașină și în adunare a avut, am îngăduit accidentul ăsta, eu Domnul știu de el pentru asta, asta, asta și dacă nu, și spune, mai am fost deranjat. Cum de nu mi-a spus mai dinainte? Dar Duhul Sfânt descoperă trecutul. Doi, Duhul Sfânt descoperă viitorul prin prorocie. Asta se numește predicție. Și cel mai mare proroc a fost Domnul, când i-a spus lui Petru, vor veni alții și te vor încinge. Și Ierusalimul nu va rămâne piatră pe piatră și îl vor ara cu plugul. Deci Domnul însă și-a descoperit multe lucruri. Descoperirea viitorului sau predicția face parte din lucrarea profetică. Duhul Sfânt dă o direcție, o directivă bisericii sau unor slujitori. Fapte, capitolul 13.
pe când posteam și ne rugam, Duhul Sfânt ne-a spus, puneți deoparte pe Pavel și Barnaba la lucrarea care i-am chemat. Duhul Sfânt, prin prorocie, poate da învățătură bisericii. Aici iarăși este o problemă care nu ne place nouă. Și spunem așa, n-ați auzit câte o predicuță mică de pe genunchi? Poporul sfințește, poporul te vreau cu inima curată, poporul împlinește cuvântul meu, eu sunt sfânt. Și eu mă gândesc, măi, eu le-aș pune mai bine ca ea de la amvon. Că asta e treabă de învățător. Dar hai să vedem, are voie prorocul să spună astea? Se încadrează în vreo rânduială și vine cuvântul Domnului și spune așa. Cât despre proroci să vorbească doi sau trei, celălalt să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care e așa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Unul din rolurile care îl are Duhul Sfânt prin prorocie, să dea învățătură bisericii. Gândiți-vă voi, când a fost scrisă epistola asta, nu era Biblie. Biblia nu era tipărită când scrie Pavel la Corinteni. Și acum când e Biblia tipărită, există 22.000 și ceva de versete, pe care eu nici nu le știu pe toate și care nici nu știu să le aplic într-o situație anume. Și atunci vine cuvântul profetic și îmi dă învățătură din Scriptura aia care nu prea o știu eu, sau din aia care o știu, dar nu știu ce versete să iau. Deci Duhul Sfânt poate să dea și învățătură. Dar rețineți, eu mai am o vorbă cu unii. Sunt proroci în ziua de azi care prorocesc într-un ceas cât o prorocit alții într-o viață. Mult, mult și chiar prea mult. Dacă e de la Domnul, slavă Domnul. Dar dacă e vorbă mult, avem noi o cântare, că mă doare mult și amar, vorba mult fără har. Și dacă e numai vorbă și e câte o soră care prorocește 20 de minute, eu accept prorocia, e că e biblică ca să-mi dea învățătură. Dar într-o problemă pe care biserica n-are călăuzire, într-o problemă pe care eu nu o știu, că pot să prorocească toți, ca toți să capete învățătură. Dar nu trebuie să mă înveți de pe genunchi, să mă ții un sfert de oră și să dai o învățătură care trebuia să o dea învățătorul. Deci într-o problemă dificilă, tu ai voie să dai învățătură bisericii când există o necunoaștere. Și repet, aici nu era scrisă Scriptura și Pavel spune că prorocul poate să învețe adunarea și când e scrisă Scriptura, poate să dea o învățătură specifică situației de acolo. Deci nu trebuie să judecăm pe acela care prorocește și dă o învățătură. Dar nici prorocii să nu generalizeze, să apuce de prorocit învățăturile care nu specifice și nu are nevoie atunci biserica de ele. Frații mei, vorbind despre prorocie, poate ar trebui să mai amintesc câteva lucruri. Felul în care se naște prorocia. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu vine peste Duhul omului. Acolo se formează prorocia. Și poate să se formeze în mai multe feluri. Prorocii știu despre ce vorbesc. Poate să înceapă o prorocie cu un cuvânt, poate să înceapă cu o frază, poate să îți dea Duhul un îndemn asupra unui verset din Scriptură, poate să îți dea un simțământ puternic, o apăsare, poate să îți dea un gând care îl pune Duhul Domnului în gândul și în mintea ta. De fiecare dată prorocia este un dar care se manifestă prin credință. Până nu cobori din barcă, n-ai cum să mergi pe apă. Câte vreme te temi, rămâi închistrat, așa ca melcul în cochilie, nu vei putea lucra cu darul acesta, nici cu darul cuvântului de cunoștință sau cu celelalte daruri. În toate darurile Duhului Sfânt trebuie să lucreze credința și Domnul să ne-o dea. Nu repet, nu intru în amănunte exact cum vine o prorocie, cum se formează o prorocie. Dar un amănunt poate vă trebuie să-l știți. Chiar în cuvântul de cunoștință, vedenie sau vedenie și prorocii, lucrarea aceasta are trei faze distincte. Are revelația, interpretarea și redarea. Revelația ceea ce vezi tu
dau un exemplu. Eu am văzut clar prin Duhul un cal alb. Ei, de acum urmează interpretarea. Ce înseamnă calul alb? Aici sunt două lucruri care trebuie să le facă prorocul. Unu, să se roage Domnului să-i dea o interpretare corectă, că s-ar putea mult să aibă o revelație, o descoperire prin Duhul corectă, dar pentru că n-are interpretarea, o dă el și greșește. Și spune, nu-i de la Domnul. Ea a fost de la Domnul, a greșit prorocul în a doua fază, în interpretare. Deci să se roage Domnul să-i dea interpretarea și dacă Domnul nu-i o dă, să o spună celui în cauză, frate, atât am văzut, nu mai adaug nimic, nu știu nimic. La Ițican, la o seară de rugăciune, vă dau un caz. A venit un frate necunoscut, s-a plecat pe genunchi, s-a rugat și un proroc are o vedenie. Și vede în vedenia aceasta o pășune întinsă cu niște vite grase, frumoase, pășteau. Și Domnul îi spune, astea sunt a lui, a lui la care se roagă. Și el nu știa cine e ăla. Dar cum se uita la pășunea aceea, o văzut că vitele încep să slăbească, să moară și turma se împuțâna. Fratele mai are o lucrare. Vede o casă frumoasă, ca un castel. Și îi spune Duhul Sfânt, e a lui. Dar pe când se uita la casa asta, a început casa să dărăpâneze, câte un perete să cadă. Prorocul se roagă în a doua rugăciune, în a treia rugăciune, Doamne, ce e asta? Eu nu pot amăgi pe omul ăsta. Și nu primește nicio interpretare. La urmă îi spune, frate, am avut de la Domnul asta pentru tine, eu ți-o spun și mai mult nu pot să spun. Și când îi spune asta, omul ăla începe să plângă. Și spune, n-ai tu de unde să știi, asta e taina mea cu Dumnezeu. Dar uite cât vă spun și ție, nu mă cunoști, nu m-ai văzut. Eu sunt dintr-o biserică, am avut întotdeauna bani, am ajutat foarte mult la construcția adunării, am ajutat pe săraci, eu am completat colectele totdeauna, am fost numărul unu în dărnicie. S-au făcut alegeri de comitet și nu s-au gândit nimeni la mine și nu m-au pus în comitet. Și atunci am spus așa, da, vreți voi să stați după amvon, vreți voi să conduceți, mai dați voi bani. Și nu numai că n-am mai dat, a început rău să-mi pare rău de banii care i-am dat. Eu banii ăștia, dacă îi investeam, aveam și o afacere mai mare. Dar pentru că Duhul Sfânt, care mă cunoaște, m-a descoperit în seara asta, înseamnă că nu trebuie să-mi pară rău și trebuie să dau în continuare că la Dumnezeu e scris tot. Dacă îi da profetul, prorocul, o altă interpretare, nu era greșit? Cunosc un frate, îl știți foarte bine, dacă îi spun numele, un om cu mare frică de Dumnezeu. Merge în Suceava la rugăciune și un frate are o lucrare. O săgeată albă se ridică, zboară și scade mai încolo. Și n-are nicio interpretare. Până la unul spune, frate, uite ce mi-a arătat Domnul. Și el spune, da, asta e cererea mea, știu ce am de făcut. Pe bază la vârful ăla de săgeată, omul și-a luat nevasta, 8 copii, s-a mutat dintr-o adunare, dintr-un județ în altă adunare, că este voia Domnului, eu să mă duc acolo. Și slujește în cea de-a doua adunare. Acei din Arad știu despre ce ne vorbesc, da? Ei bine, dar dacă profetul da el o interpretare, deci este revelația, interpretarea și urmează redarea. Foarte mulți proroci greșesc la redare. Redarea copiii ceva din temperamentul nostru, din caracterul nostru, din gradul nostru de cultură. La noi este o soră în vârstă de 80 de ani și prorocește. Iată, Alina o știe, iată ce vorbește Duhul Sfânt. Și vine cineva la mine și îmi spune, băi frate dragul, dar Duhul Sfânt chiar nu știe limba română deloc, spune de 3-4 ori, iată. Eu zic, nu Duhul Sfânt spune, sora Dochița spune, de 3 ori, iată. Pentru că Duhul Sfânt i-a dat un gând, o idee, i-a dat prorocia, dar omul de multe ori, mai ales la vedere, o redă cu cuvintele lui și aici suntem deficitari. De aceea eu recomand tuturora, folosiți un limbaj biblic. E cunoscut, îmi povestea cineva că s-a pocăit un băiat din lume, foarte râmnitor, Domnul i-a dat prorocie și într-o seară el a prorocit poporului, dacă vei umbla cu inimă curată și mă vei asculta, voi lucra cu tine ca în filme. Și adunarea a pus capul în jos. Prorocia a fost bună,
Dar expresia, redarea a fost greșită, că el vine de la filme, că de acolo era începător. Și fratele l-a oprit și nu l-a ocărât prea tare, a spus, măi, când prorocești, folosește cuvinte din Sfânta Scriptură. Eu așa le spun la toți cu daruri profetice. Trebuie să cunoaște Scriptura și să vorbiți cu cuvinte din Scriptură. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. De prorocie am putea vorbi mult, dar am vrea să facem și o cercetare. Că spune Pavel în Tesaloniceni, frații mei, eu mă mai spun, vorba unui frate de la noi, noi nu trăim luxul celor din Corint. Încă punem doi proroci sau trei proroci pe bancă să stea, ei mai vorbiți pe rând. Noi trăim sărăcia celor din Tesalonic. Și vine Pavel, spune, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Asta îmi spune mie ceva ce vă doare pe voi și pe păstor. Prorocia nu este infailibilă. Prorocia nu este întotdeauna fără greșeală. Eu sunt clar ce afirm acum. Ne-am învățat cu Samuel, cu Ieremia, cu Ezechiel și cu Mica și cu Osea și așa vrem să fie proroci în adunare. Dar vine Pavel și spune, nu disprețuiți prorociile și aici am un amănunt. Cum poți să disprețuiești prorociile? Îi folosit o prepoziție adverbială, îi pus în antiteză. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate, adică invers. Știți cum poți disprețui prorocia? În momentul când nu o bagi în seamă. Este mai greșit atunci când cineva are o lucrare care nu-i bună, îi mai greșit să o lăși moartă. Poporul nu prea o primit, s-o văzut că s-o bâlbâie, s-o fâsticit, nu mai aduc în discuție. O lăsăm așa moartă. Îi mai greșit asta decât să te ridici și îi spui, soră, frate, verifică un pic lucrarea dumitale. Pentru că însăși faptul că tu nu cercetezi prorocire e un dispreț aruncat prorocie. Și Pavel spune, nu disprețuiți prorocire, ci cercetați-le. Recomandat e ca prorocia să fie băgată în seamă. Dacă e bună, slăvit să fie Domnul, dacă nu e bună, omule, pocăiește-te, nu disprețui, ci cercetează. Necercetarea însăși este un dispreț. Și spuneam noi acum, nu trăim luxul din Corint, noi trăim sărăcia din Tesalonic. Și apoi trebuie să cercetăm lucrurile astea. Există câteva întrebări de bun simț care le pun în dreptul unei prorocii. În primul rând, numai le voi aminti fără să mai predic din ele. Prorocia este biblică. Dacă prorocia nu-i după Biblie, oricât ar striga prorocul și orice nume ar avea și oricare ar fi manifestarea, stați liniștiți. Prorocia întotdeauna trebuie să fie după Biblie. Amin? Amin. Doi, prorocia se împlinește că atunci când vorbește Domnul, se împlinește. Trei, prorocia atinge scopul, zidește, sfătuiește, mângâie. Scopul cu care e dată prorocia, dacă nu face nimic din astea, e o problemă. Apoi prorocia poate fi verificată? Sunt mulți care prorociesc pe după ușă. La un moment dat, Mica, când a avut o prorocie, a spus, hai să... Îi spune împăratul, du-te și închide-l până mă voi întoarce în pace. Hrănește cu pâine așa apa întristări, Mica fiul lui Imla. Și știi ce spune Mica? Dacă te vei întoarce în pace, nu Dumnezeu a vorbit pe mine. Și mai spune ceva. Auziți popoare toate. O prorocie care o am de la Domnul pot o subțin în adunare. Pot să o spun și cu martori și este recomandat ca oamenii aceia să judece și să se convingă de împlinirea ei. Din ăștia care spun, frate, am ceva și nu mai spui la nimeni, rămâne între noi. Poate e un început pentru unii, timid, dar nu ăsta e felul de prorocie. Și prorocia e dată pentru zidirea trupului Hristos. Sunt unii care nu prorocesc niciodată în adunare și prorocesc de 100 de ori la ei acasă sau în niște case în grupul lor. Prorocia e dată pentru zidirea trupului. Eu le spun, oameni buni, veniți în biserică și prorociți. Dar n-au curajul să o facă, că nu sunt siguri de prorocia lor. Și mai există o cercetare care n-are de a face nimic cu calitatea prorociei.
Dar o punem tot aici. Că Domnul spunea, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei sunt niște lupi îmbrăcați în piei de oaie. Și mai spun un verset. Culeg oare oamenii smochine din mărăcini? Sau culeg măsline din spini? Aici n-are de-a face cu calitatea prorociei. Celelalte întrebări vizează strict prorocia. Întrebarea asta și cercetarea asta vizează prorocul. Dacă nu e un om al lui Dumnezeu și nu are roade, nu vă temeți de el, chiar dacă o proroci bine. Poate prorocia e după Biblie și vă spui, băi, nu au greșit. Dar Domnul spune, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Nu se poate amestecătură, frații mei. Dacă nu ai o viață sfântă, nu ești un om orlan, nu ai roade vrednice de pocăință, nu pretinde că tu ești proroc. Cercetarea asta, celelalte au de-a face cu calitatea prorociei până acum. Dar ultima are de-a face cu calitatea prorocului. Și dacă de la un proroc bun, Biblia spune, cercetați totuși și păstrați ce-i bun, îi vorba de o prorocie venită prin Duhul Sfânt. Nu cum spune Ioan 4, cercetați toate, că nu toate-s de la. Poate fi venit o prorocie de la Duhul Sfânt cu greșeli de exprimare din partea prorocului. Nu aruncăm prorocia. De la un om care n-are roade, care-i spin, mărăcine și pom rău, n-avem nimic ce lua, n-avem nimic ce cerceta. Ăsta se ducă să pocăiască. Amin? Doamne ajută de la asta. Eram dator cu învățăturile astea, m-am grăbit un pic prin ele, pentru că vi le-am promis. Aș vrea să ne oprim aici, să cântăm o cântare sau două cântări, apoi vom trece la partea a doua de învățătură și rugăciuni pentru cei bolnavi. Amin. Amin.